Te salut națiune și îți bun venit la un nou clip, bun venit la o nouă listă, însă de data aceasta facem o listă puțin diferită, pentru că vorbim despre un parfumier, două case și 20 de compoziții pe care eu le dețin ale acestui parfumier. Vorbesc desigur despre Pierre Montal, proprietarul casei Montal și în subsidiar, proprietar și al casei Mancera, Deși în mod oficial casa Mancera a fost creată pentru fica sa și fica sa este cea care se ocupă de această casă, însă directorul creativ al casei este tot Pierre Montal. Hai să începem cu parfumurile de la Montal. Sunt parfumuri pe care eu le dețin în colecția mea, sunt parfumuri care în marea lor majoritate îmi plac, deși există câteva care îmi displac din diverse motive. Sunt 20 de parfumuri pentru că doar atâtea au mai rămas, am deținut mai multe, dar... Cele pe care nu le purtam sau care nu plăceau, nu mai fac parte din colecția mea. Prima intrare, desigur, de la Montal și prima creație a lui Pierre Montal este această bijuterie pentru iubitorii de lavandă în parfumerie și anume Aud Lavender. Pentru mine, personal, este cel mai frumos parfum cu lavandă pe care eu l-am irosit vreodată în această viață. Este cea mai naturală interpretare a acestei note, mai mult decât atât, te transpune în mijlocul unui câmp de lavandă pe perioada unei între zile. Dimineața, la răsărit, la amiază și seara la apus. Pentru că exact așa se și modifică lavanda din această compoziție și exact sentimentul ăla olfactiv ți-l transmite pe care îl ai în funcție de aceste momente ale zilei când te situezi în vecinătatea unui câmp de lavandă. Performanță absolut ucigătoare cu Aud Lavender. Este un parfum pentru oricine, este un parfum destul de matur, interpretarea notei de lavanda însă este extrem de autentică. Și cum am făcut recenzia, anume cu vreo an de zile, dacă nu mă înșel, V-am arătat în clipul respectiv uh, parfumul lângă lavandă naturală și efectiv nu este nicio diferență de percepție cel puțin nu pentru mine. Tocmai de aceea iubesc acest parfum. Un parfum absolut fabulos și una dintre cele mai bune creații ale lui Pierre Montal, dacă mă întrebați pe mine. Următoarea intrare este o altă nebunie foarte frumoasă și care mie îmi place în mod deosebit. Este vorba despre Embrunz de Sauira sau Bomba cu Sare. Un parfum acvatic în care nota de sare este element dominant și care se combină cu tonuri de alge marine. Un parfum care te poate transpune cu mintea într-un peisaj de plimbare în apa mării după o zi furtunoasă. Exact așa. Se simte îmbrunz de sauira de la Montal. Un parfum cu o performanță de asemenea foarte bună, un parfum care din nou s-ar putea să nu fie pe gustul tuturor, pentru că trebuie să apreciezi cu adevărat genul ăsta de interpretări și anume parfumuri acvatice marine. Sărate, în mod evident. Următoarea intrare, Mask to Mask. Asta este unul dintre cele mai unice, cele mai frumoase și cele mai interesante parfumuri cu mosc pe care le poți cumpăra. În primul rând, dacă ești iubitor al notei de mosc și în al doilea rând, dacă ești sătul, să zicem, așa cum sunt eu, din păcate, de foarte multe ori, de aceleași interpretări în parfumerie pe care le oferă toate casele. Mask to Mask de la Pierre Montal sau de la Montal în cazul de față, este un parfum în care nota de mosc se combină fabulos de bine cu o notă de lemn de agăr. Iar rezultatul este absolut spectaculos. Performanța de asemenea este pe măsură, este covârșitoare. Un parfum care transmite foarte multă eleganță, foarte mult bun gust, rafinament, dar deopotrivă reușește să se facă extrem de plăcut, extrem de atractiv și este, din păcate, una dintre cele mai puțin cunoscute creații ale lui Pierre Montal. Vi recomand cu absolut toată tăria, în primul rând dacă iubiți nota de Mosc, dar potrivă și dacă iubiți nota de Lendeagăr. Și ajungem la Soleil de Capri. Un parfum care te duce cu gândul automat la insula Capri sau te duce cu gândul automat la vară, la concediul de vară, la vacanța de vară, la un peisaj specific uh, mediteranean, uh, Exact așa cum se întâmplă dacă ai fost vreodată pe insula Capri. Un uh, parfum uh, foarte interesant, cu foarte multe tonuri fructate, cu foarte multe tonuri florale, în mod deosebit floral albe. Un parfum uh, menit a-ți oferi un pusă de energie, de vitalitate uh, și de bună dispoziție, de în căldura toridă a zilelor de vară. Performanța este satisfăcătoare, și spun asta din punct de vedere al consumatorului care cumpără astfel, astfel de produse. Nu este la același nivel cu celelalte menționate anterior, dar nu este nici dezamăgitoare. Un parfum unisex foarte frumos, care poate fi o soluție excelentă și pentru condiții, hai să zicem, de tip birou, dacă lucrați în astfel de scenarii. Și ultima intrare de la Casa Montal, din colecția mea, este. Bombasta, <laughs> pe numele său Audline un parfum în care nota de lemn de agăr este element central de la început și până la sfârșit. Ai și niște tonuri citrice în deschidere, dar nu vă imaginați că au un efect extrem de important. Aici este vorba pur și simplu despre lemnul de agăr și nimic mai mult. Și este un lemn de agăr extrem de brutal, extrem de oriental. Nu este lemnul de agăr hai să zicem, european, occidental, la tolerabil de mare majoritate a consumatorilor. Nu, ăsta este o interpretare pur și simplu orientală. Oarecum animalic, dacă vreți să folosesc descrierea aceasta, un lemn de agăr pentru cei familiarizați cu nota aceasta în parfumerie. Pentru cei care vor, pur și simplu, efectul oriental, pentru cei care vor un parfum cu adevărat oriental și un parfum care performează ucigător. Pentru că ăsta este fără doar și poate o monstruozitate din punct de vedere al performanței. Un parfum excelent pentru sezonul rece, în mod deosebit. Și trecem la Casa Mancera, pentru că aici dețin cele mai multe produse și o să încep listarea acestora cu parfumurile care mie îmi displac, pe care nu le tolerez. Primul, oud Cafe. Am spus-o și o repet. Parfumul ăsta pentru mine miroase a lină verde, nimic mai mult. Un parfum pe care l-am cumpărat pe baza hype-ului, promovat de alții, în mod evident, un parfum de la care mă așteptam să am parte de una dintre cele mai frumoase note de cafea și care din păcate s-a transformat într-o dezamăgire. În primul rând din punct de vedere al mirosului, dar în al doilea rând, la fel de important, din punct de vedere al performanței, pentru că este foarte, foarte slab cu voia lui Dumnezeu, scot undeva în zona de 5, maxim 6 ore de longevitate. Atenție! Despre proiecție și siaj, aproape că nu poate fi vorba când vorbim despre aut cafe, cel puțin nu la nivelul pielii pentru că eu acolo mă raportez. Un parfum care, repet, miroase a țelină verde, a suc de țelină verde, cum vreți voi să-i ziceți, pur și simplu nu miroase absolut deloc a cafea. Mai mult decât atât, pentru că l-am dat și altora să-l poarte, impresia a fost exact aceeași. De urmare, este un parfum perfect, dacă vreți, pentru bucătari sau pentru piețari, pentru legumicultori. Îmi displace total. Pentru că aveam așteptări și, din păcate, acele așteptări nu au fost, hai să zicem, îndeplinite. Următorul este ăsta. Crazy for Wood. Un parfum absolut excelent. Dacă iubești nota de tiramisu, pentru că ai parte de o notă de tiramisu foarte, foarte frumoasă, foarte gurmandă, foarte puternică, foarte bine făcută, dar, din păcate, ceea ce strică acest parfum este nota de lemn de agar. Pentru că lemnul de agar din această compoziție este foarte animalic și pur și simplu deraiază complet traiectoria extrem de promițătoare pe care pornește Crazy for Wood. Din fericire, însă, există fratele său la care vom ajunge și anume Precious Wood care remediază acest aspect. Oricum, pentru cei care iubesc uh, lemnul de agar extrem de animalic, ăsta este o recomandare foarte bună. Cu atât mai mult cu parfumul ăsta îți oferă o performanță absolut uluitoare. Longevitate, proiecție și siaj deopotrivă. Și cea mai mare dezamăgire dintre toate parfumurile de la Mancera pe care eu le dețin și creațiile lui Pierre Montal implicit, este nimeni altul decât ăsta, Lemon Line. În mod surprinzător, un parfum care miroase absolut superb. Este una dintre cele mai frumoase note de lămâie pe care le poți întâlni în parfumerie. O lămâie cremoasă, o lămâie delicioasă, suculentă, dar marea problema acestui parfum este că pur și simplu dispare de pe piele. Performanța acestui parfum este una extrem de dezamăgitoare. Pur și simplu parfumul se volatilizează, aproximativ instant, dacă vrei și nu exagerez absolut deloc. Cel puțin asta este ceea ce se întâmplă pe mine de când țin acest parfum de un an de zile, puțin peste un an de zile. Iubesc parfumul, îmi place mirosul, mi se pare absolut încântător. Este extrem de proaspăt, de revigorant, dar din păcate nu persistă deloc. Nu poate fi vorba despre longevitate, nu poate fi vorba despre proiecție și nu poate fi vorba despre siaj când vorbesc despre acest parfum. Din nou, l-am dat și altora să-l poarte, implicit bărbați, implicit femei și cu toții au avut exact aceeași problemă ca și mine. Drept urmare, pentru mine este cea mai mare dezamăgire din punct de vedere al produselor uh, lui Pierre Montal din gama Mancera, pe care eu le mai dețin în acest moment, pentru simplu fapt că mie chiar îmi place cum vreau să parfumul ăsta, mi se pare absolut excelent, păcat însă de restul aspectelor. Și uh, poate ați sesizat că nu am vorbit despre aud Lemon Mint, <laughs> dușmanul meu de moarte, ca să folosesc terminologia aceasta, pentru simplu fapt că l-am vândut între timp, nu mai dețin în colecție și sunt extrem de bucuros că nu-l mai dețin, pentru că simplu fapt că îl vedeam în fața ochilor zi de zi și provoca stări de, hai să zicem, de greață, pe românește. Atât de grețos mi se părea mie parfumul ăla, dar, na, asta este. Ce nu-mi place mie s-ar putea să le placă altora. Bun, hai să mergem mai departe și aici începem să vorbim despre parfumul care chiar îmi plac, despre parfumul care din punctul meu de vedere primează recomandare întotdeauna la orice oră din zi și din noapte și vorbim în primul rând despre Wild Fruits, salata de fructe a lui Pierre Montal, un parfum estival dacă vreți, un parfum desfârșit de primăvară, sezon estival și început de toamnă. Dar totodată, un parfum pe care l-am purtat cu foarte mare succes sunt temperaturi scăzute și foarte scăzute în sezoanele reci și n-am avut absolut nicio problemă din punct de vedere al mirosului sau din punct de vedere al performanței. De, de urmare, dacă iubești parfumurile fructate, dacă iubești parfumurile delicioase, dacă iubești parfumurile energizante, care te bine dispun și care îți imprimă un sentiment din ăsta de vacanță de vară, ei bine, Wild Fruits este un astfel de parfum. Performanța este de asemenea foarte bună sau satisfăcătoare, ca să folosesc termenul acesta, de urmare îl recomand. Un alt parfum pe care îl recomand este Wave Musk, unde într-o oarecare măsură, dacă vrei să seamănă cu Embrunz de Sauira din linia Montal, dar nu este același lucru, pentru că ăsta o ia în altă direcție, între ăsta nu ai tonurile sărate, extrem de dominante și de proeminente din Embrunz de Sauira, aici este vorba despre mosc și despre tonuri herbale și oarecum acvatice. Un parfum din nou, care funcționează absolut perfect în condiții de primăvară, târzie, vară și toamnă, timpurie, că temperaturile sunt încă ridicate, dar cu care, din nou, nici iarna nu am avut absolut niciun fel de problemă. Performanță, de asemenea, foarte, foarte bună și la Wave Mask. Mai departe, desigur, unul dintre preferatele mele de la Mancera și dintre creațiile lui Pierre Montal este Aud Violet. Una dintre cele mai frumoase note de violetă pe care le poți cumpăra o interpretare oarecum pe care o mai reîntâlnești și pe la alte case de parfumerie, dar foarte bine făcută. O interpretare extrem de elegantă, de opulentă, de potrivă și de matură. Atenție, pentru că ăsta este, hai să zicem, specificul principal al lui Aud Violet de la Mancera. Este un parfum de ținută, este un parfum de eveniment, este un parfum de impresionat, dacă vreți. Iar el reușește să impresioneze atât prin calitate, atât prin performanță, cât și prin miros. Dacă iubești violeta, dacă iubești nota de lemn cu siguranță vei aprecia Aud Violet, pentru că este una dintre creațiile cele mai frumoase ale lui Pierre Montal. Desigur, următoarea intrare nu poate să lipsească și nici nu avea cum să lipsească, tocmai feblețea colecției, mini colecției mele Mancera, și anume Cedra Boa. Cum am zis-o și o repet, parfumul din colecția mea, din toată colecția mea, care atrage întotdeauna cele mai multe complimente nesolicitate. Nu știu ce are parfumul ăsta, de nebunește lumea, sincer. Pur și simplu, atrage complimente cu minuita. Asemănat de foarte mulți neștiutori cu Crida Aventus, deși nu au absolut nicio legătură, deși nu seamănă, hai să zicem, există anumite similitudini, dar din punctul meu de vedere minore, comparativ cu Crida Aventus, un parfum de sine stătător și care, din punctul meu de vedere, miroase mult mai bine și performează mult, mult mai bine decât Crida Ventus, cu care este comparat, sau alte parfumuri similare din aceeași categorie. Pentru că, așa cum am mai spus în decursul anilor, faptul că niște parfumuri împărtășesc una sau mai multe note, automat sunt caracterizate ca fiind copii sau clone sau inspirate sau mai știu eu ce, când în realitate, dacă porți parfumurile respective, realizezi că nu au absolut nimic în comun. Se Boa, un parfum excelent, un parfum extrem de elegant, de rafinat, un uh, parfum unisex, dar, uh, din punctul meu de vedere, înclină mai mult balanța spre zona de masculin, deși n-aș avea nicio problemă să-l văd purtat și de către o femeie. Pur și simplu, funcționează de minune. Uh, mirosul este extrem de încântător, uh, de asemenea, este extrem de versatil și de flexibil în purtare și poate fi asociat la diverse scenarii de purtare și diverse condiții, de temperatură, un parfum de tot anul. Un parfum. Uh, din categoria nu iubesc parfumurile, dar trebuie să am unul ca să mă dau cu el în fiecare zi ca să miros bine. e bine, Cedra Boa este acel tip de parfum. Când vrei să ai doar un singur parfum, să nu te stresezi prea tare, să nu ai o colecție, să nu investești mii, zeci de mii de euro în astfel de produse, și, drept urmare, îți trebuie doar un singur produs. Mergem mai departe. Cum Cat Wood, o altă nestemată, puțin cunoscută și despre care s-a vorbit și se vorbește foarte puțin. Un parfum despre care eu am zis cu mult timp în urmă, când l-am recenzat, că reprezintă, dacă vreți, varianta de nișă și mai calitativă a unui parfum de designer, din linia de designer, a celor de la Lalique și anume Lalique White. Pentru că Exact asta și este. Dacă iubești tonurile noase, dacă iubești tonurile citrice și dacă iubești notele piperate, Cum Catwood este acel parfum. Și seamănă foarte mult cu Lalique White. N-aș vrea să exagerez, dar pentru mine, la nivel de percepție, hai să zicem, asemănarea este de aproximativ 90% procentual. Un parfum care performează însă mai bine decât cel de la lalic, care are niște elemente mai bine definite și mai voluptoase. Un parfum în care se distinge, în mod evident, nota de cumcat, care este o notă citrică. Foarte, foarte frumos. Tonurile piperate sunt excelente în cumcat în wood și, de urmare, vi-l recomand cu toată tătăria. Mergem mai departe, vorbim despre ciudățenia asta, care mi este absolut imposibil, după atât timp, să o caracterizez cu exactitate. Este Deep Forest. Este un parfum extrem de problematic, din punctul meu de vedere, în a fi descris cu exactitate ce vrea să reprezintă. Este lemnos, este aromatic, este seducător, e, e, foarte ciudat. E foarte, foarte ciudat. Aroma lui este foarte ciudată și pentru mine, repet ceea ce am mai spus când am vorbit despre el în recenzie, prezintă asemănări relative cu ACOA de la Martin Micalef, care intră în exact aceeași categorie de parfumuri greu descriptibile parfumuri extrem de complexe cu foarte multe note la interior care se amestecă foarte bine între ele, greu perceptibile de cele mai multe ori și care oferă un rezultat absolut spectaculos. Din punct de vedere al, hai să zicem, unicității mirosului, parfumul ăsta este un parfum unic, este un parfum foarte interesant, dar este greu descriptiv. De asemenea, performanța este absolut uluitoare și, din nou, după mila mea părere, de nespecialist, ci de consumator, una dintre cele mai bune creații ale lui Pierre Montal. Mergem mai departe și, desigur, vorbim despre bijuteria asta de vară și nu numai, să fim serioși, că nu este numai pentru vară. Vorbim despre mancera Sisley. O, ce frumusețe! ce notă de piersică frumoasă ai la interiorul acestei compoziții și o notă de asomie de asemenea foarte frumoasă, mai ai și mosc, mai ai și niște tonuri noastre pe acolo uh, introduse, dar este vorba în principiu despre nota de piersică, extrem de delicioasă, de suculentă, de carnală, de voluptoasă ca și prezență și nota de asomie este exact la fel redată. Un parfum care performează foarte bine în căldura verii. Eu am purtat parfumul ăsta la plus 40 de grade Celsius anul trecut. Reptul urmare, vă pot spune cu siguranță că este un parfum care funcționează de minune, deși știm cu toții că nu toate parfumurile performează bine în astfel de temperaturi, pentru că le este alterată structura chimică din cauza căldurii, dar ăsta reușește să o facă foarte bine. Mai mult decât atât, performează foarte bine în absolut toate scenariile de temperatură din timpul unui an. Un parfum foarte, foarte frumos, foarte proaspăt, foarte elegant, foarte răcoritor într-o oarecare măsură. Uh, și asta mai degrabă datorită interpretării suculente a notei de piersică. Un parfum unisex care poate fi purtat lejer de către bărbați și de către doamne. Foarte, foarte frumos dacă iubești tonurile fructate și în mod nota de piersică, cu siguranță vei adora această compoziție. Și am ajuns la Precious Wood, fratele lui Crazy for Wood. Diferența este că asta îmi place. Îmi place pentru că introduce nota de whisky în compoziție, rămâne lemnul de agar, dar de data asta nu ai parte de agărul animalic din Crazy for Wood. De data aceasta ai parte de un agar domolit, este vorba despre agăr de Laos și totodată ai încă prezent tonul de tiramisu, dar nu la aceeași intensitate cu cel din Crazy for Wood. De urmare, rezultă o compoziție foarte interesantă, oarecum gurmandă, Buzi, deopotrivă, dar eminamente dominată de nota de lemn de agar. Dacă iubești parfumurile puternice, dacă iubești parfumurile cu performanță foarte, foarte bună, ăsta este unul dintre acele parfumuri. Este un parfum extrem de elegant, este un parfum uh, extrem de opulent, deopotrivă și de invaziv, oarecum, din punctul ăsta de vedere. le mare, Precious Wood, de la Mancera, o altă creație a lui Pierre Montal, care se regăsește în colecția mea. Mergem mai departe, nebunia asta, dacă avești parfumurile gurman de, ăsta este un parfum care nu trebuie să-ți lipsească, ăsta este adevărul. Choco Violet, pur și simplu nebunie. Salamul de biscuiți, așa cum l-am botezat încă de la bun început, pentru că ăla este sentimentul pe care mi-l conferă mie acest parfum. Ori de câte ori îl port și nici acum nu mi s-a schimbat percepția miroase ca un desert, miroase exact ca salamul de biscuiți pentru mine. Deși nu conține așa ceva în cadrul compoziției, ci conține violetă, conține de asemenea ciocolată, cu toate acestea, combinația aceasta de elemente care se regăsesc la interior, reușesc mie cel puțin să-mi transmită sentimentul ăsta și este unul extrem, extrem de delicios. Performanța este absolut năucitoare la absolut toate capitolele sau pe toate palierele, indiferent că vorbim de longevitate, de proiecție sau de siaj. Choco Violet, din nou o creație absolut superbă a lui Pierre Montal. Vorbim despre nota mea de grapefruit preferată în parfumerie, aș putea spune, pentru că, sincer să fiu, mi se pare imperial interpretată. Vorbim despre Pink Prestigium de la Mancera, din gama Prestigium, gama cea mai scumpă, gama de vârf din linia Mancera, a lui Pierre Montal, gama reprezentativă, dacă vreți, unde ai parte de o notă de grapefruit extrem, extrem de bine făcută. Este una dintre cele mai bune note de grapefruit pe care eu le-am mirosit vreodată, este atât de natural interpretată și mai mult decât atât, este extrem de amăruie. Ceea ce din punctul meu de vedere conferă acestui parfum, deși îl vine într-o sticlă gradient roz, conferă un factor de masculinitate foarte pronunțat. Foarte efervescent, parfumul foarte revigorant. Și vara, în temperaturi ridicate, este pur și simplu o plăcere să-i resimți aroma la nivelul pielii sau pe haine. Performanța foarte, foarte bună, în contextul în care vorbim despre un parfum pe bază de citrice. Din nou, ne lipsit una dintre smochinele mele preferate all time, desigur, Mancera Parfumul care redefinește termenul de parfum monstruos ca performanță, parfum nuclear, ăsta depășește de fapt sfera aceasta de nuclear ca performanță. Este un parfum absolut incredibil, este una dintre cele mai bune, cele mai frumoase, cele mai puternice și cele mai naturale interpretări ale notei de smoking. Complimentată de o notă de asomie. de asemenea, excelentă. Re urmare dacă iubești nota de smoking, dacă iubești nota de asomie. Ăsta este un parfum pe care îl vrei. A se aplica cu moderație. Atenție! Un puf face minuni, două pufuri stinge lumina. Și ultima intrare rămâne parfumul meu preferat din uh, întreaga mea mini colecție Mancera și dacă vreți, uh, într-o oarecare măsură dintre toate creațiile lui Pierre Montal este același Gold Intensity Vaud. Pur și simplu, parfumul ăsta pentru mine funcționează de minune. Pur și simplu, parfumul ăsta pe pielea mea performează uluitor și pur și simplu îmi place foarte mult interpretarea notei de lemn de agăr care se reîntâlnește în el. Pentru că este o interpretare care se manifestă într-un mod acvatic și totodată citric. Ceea ce face parfumul ăsta extrem de dezirabil pentru simțurile mele, în primul și primul rând, ca și consumator, ca și purtător al produsului, dar deopotrivă, extrem de atrăgător și pentru cei din jurul meu, pentru că dețin parfumul de atât de mult timp, de aproape 2 ani de zile, încât am avut timp să captez, ca să zicem așa, foarte multe reacții de la cei din jurul meu. Bun, astea sunt cele 20 de parfumuri de la Pierre Montal, din colecția mea, cele care au mai rămas. Asta este lista cu aceste parfumuri. Eu vă mulțumesc pentru timpul acordat, vă mulțumesc pentru atenție și ca întotdeauna vă recomand să testați produsele înainte și abia ulterior să cumpărați o sticlă întreagă. Ne vedem data viitoare, națiune! Toate cele bune! Numai bine!